Te-ai gândit vreodată ce tare ar fi să ai în kitul tău de cameră o transmisie wireless? Indiferent că filmezi o nuntă și vrei să transmiți videoul pe ecranul formației sau că ești la un concert live și nu vrei să stai cu cabluri legate de tine, astăzi îți voi prezenta o soluție de semi-buget, i-a spune eu. Facem un pic de pauză, pentru că el este sushi și face o grămadă de năzbâtii. Așa, să ne reîntoarcem la clip. Salutare, eu sunt Bogdan și astăzi o să vorbim puțin despre noua transmisie wireless CineView Master 4K, un produs nou lansat de cei de la Axon, care pe foaie promite foarte multe. În primul rând, o să discutăm despre design puțin și despre conexiunile pe care aceasta le are. Construcția, după cum se vede, este una foarte solidă, cu un design modern care clar o să arate bine cu setup-ul tău. Are 4 antene de 2,4 și 5 GHz și 2 antene laterale pentru 6 GHz, pentru că da, are o tehnologie nouă numită Tri-Band, care practic îți oferă calitate și range mai bun pe 3 benzi, dar și cu o latență foarte mică. Că tot vorbim de calitate, bun venit în 2024, unde consider că fiecare transmisie wireless trebuie să fie 4K, iar acest Axon are și 60 de frame-uri pe secundă. Revenind la butoane și intrări-ieșiri, pe transmitter găsim următoarele: 3G SDI in, HDMI in, DC input cu jack, un HDMI out pentru a downloop feed-ul către alte device-uri și un USB-C pentru device-urile cu iOS, slotul de baterie MPF, rotiță pentru meniu și ventilatorul pentru răcire. Iar receiver-ul are un HDMI și un SDI out pentru a pune feed-ul în ce dispozitiv ai tu nevoie, să zicem monitor, ATEM sau orice altă chestie. Se poate conecta la un dispozitiv cu fir și la 4 dispozitive fără fir, prin Wi-Fi, tabletă, telefon, etc. Iar acum să trecem la chestiile importante. 4K 60 de frame-uri poți avea doar pe HDMI. Dacă folosești SDI-ul, poți avea un maxim de 1080p în 60 de frame-uri pe secundă. Oricum, semnalul se detectează automat. Calitatea este una super bună comparativ cu cea mai folosit eu în trecut, DJI SDR și versiunea veche de la Axon. Pe site scrie că are un range de 2,5 km. Sincer să fiu, orice mi-ar spune pe asta nu prea o cred. Deci hai să vă spun ce am testat eu. Dacă vrei o imagine foarte calitativă, distanța maximă este undeva în jur de 100-150 de metri. Cumva e și normal, pentru că ai cel mai mare bitrate și încodarea este în modul constant bitrate sau CBR. Dacă vrei să ai un range foarte mare, și aici mă refer la peste 500 de metri în spațiu deschis, fără interferențe, atunci trebuie să setezi bitrate-ul mai mic, encodarea să fie în modul VBR, iar ventilatorul să fie în modul standard. Deci e foarte simplu, calitate maximă, distanță mai mică, calitate medie, distanță mare. Deși, să fiu sincer, nici calitatea la un bitrate mic nu este rea. Ce m-a convins pe mine să-l cumpăr și aveam nevoie este latența, care este de 25 de milisecunde reale. Eu îl voi folosi foarte mult la transmisii live, unde am nevoie de o latență cât mai mică. Prețul este unul foarte prietenos, de 4365 de lei. Care justifică cu brio atât calitatea materialelor, dar și a imaginii oferite de Axon CineView Master 4K. Dacă vrei mai multe informații, nu ezita să-mi scrii pe Instagram la @ampanabogdan sau în secțiunea de comentarii. Eu am fost Bogdan și ne vedem la următorul review.